Un bărbat și-a parcat mașina fără să îi peste că blochează tramvaiele, iar apoi și-a văzut de treabă în oraș. Polițiștii locali i-au ridicat mașina și l-au amendat pe bărbat. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au intervenit la încă un caz de blocare a liniilor de tramvai de către un conducător auto care a staționat neregulamentar. Astfel, în jurul orei 20.30 s-a semnalat faptul că un autovehicul se află foarte aproape de liniile de tramvai, perturbând circulația mijloacelor de transport pe strada Ștefan cel Mare, tot în zona pieței Traian, unde se întâmplă frecvent în ultima perioadă astfel de situații. Polițiștii locali sosiți la fața locului au solicitat și intervenția celor de la timp Park în vederea ridicării autovehiculului. Conducătorul auto a fost sancționat cu 825 de lei, cu 3 puncte de penalizare la permis și a fost ridicat autoturismul care a fost transportat la depozitul din calea șagului. Poliția locală Timișoara atrage din nou atenția conducătorilor auto să fie atenți la modul în care opresc sau staționează pe domeniul public, astfel încât să nu perturbe sau chiar să pună în pericol circulația altor participanți la trafic, mai ales că au fost înregistrate mai multe cazuri de acest gen. Totodată atenționăm că pe lângă sancțiunile aplicate, autovehiculele depistate în astfel de situații sunt ridicate de către societatea Timpark Park prin dispoziția polițiștilor locali, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.